Rămânea o temă de discuție pentru cei doi. Mă întreb la Caprici pe mine dacă aș fi fost în locul Laura, cum aș fi procedat. Cum ai fi procedat? La fel. Da? A, bine, nu-i spunea fetii, spunea, spunea ție. Eu, dacă idee, mai faci așa... Tu dacă ai observat și când se fac glume sau ceva, eu mă dau înapoi și la Doamne dansuri, ferește, nu ating nu, pe nimeni. Nu, serios, nu trebuie să faci astea, că nu sunt așa. Dar nu e vorba de tine, e vorba de mine. Eu nu sunt omul. Gen, acum la început, ok, agrez și agrem multe. Dar mai încolo, nu o să fie așa. Tu ești foarte gelos. Da, dar am zis că sunt gelos. Păi mai ai zis că nu ești. Nu, ți-am zis că sunt gelos. Am zis și astăzi, acolo, că sunt gelos. Am zis că la sunt gelos. La început mai zis că nu ești gelos. Nu, foarte gelos, poate. Păi, tu ești foarte gelos. Bă, nu știu, depinde, ți-am zis, depinde foarte de mult de context. Uite, eu mi-am explicat gelozia, eu n-am credere de mine și prin faptul acesta sunt foarte geloasă. Tu de ce ești gelos? Nu știu, așa sunt eu. N-ai încredere în tine? Bă, că dacă n-aveam, nu făceam multe chestii. Păi și atunci? Da, nu, așa sunt eu. Asta e firea mea. Dar sunt gelos la modul, te duci la muncă, îți dau mesaj, nu-mi răspunzi, gata, ești cu altul. Nu sunt ăla nebun. Mm-hmm. Gen, nu știu. Aia nu mai e gelozia, e... Aia e deja obsesie. Obsesie. Da, nu sunt de ăla. Gelos la modul, nu știu, să-ți explic, pardon, depinde foarte mult de circunstanțe, de context, exact. Și eu sunt geloasă, dar ți-am zis să încerc să mă ponderez eu așa. Nu știu, frate, eu sunt de părere că eu sunt al tău, tu a mea, gen, nu... Uite, vezi, sunt mai sociabil, ai observat că și cu băieții aici, mai râd, eu așa sunt de obicei, eu sunt fire sociabil. Una e să râd, să vorbești și alta e să permiți gesturi. Sunt gelos la modul că dacă îți oferă cineva o floare și tu accepti, mă enervez rău de tot pe tine. Păi de ce să nu accept? Uite așa, că eu n-aș accepta un cadou de la altă femeie. Păi de cine te-ai cadou? Eu sunt ultimul, mă, după tavă, mai luat după... la reduceri mai luat. Ce îți trebuie ție cadou? Păi ce îți trebuie ție floare de la altcineva? Păi... așa, ca idee. Eu așa sunt, frate, ce vrei, dacă așa sunt eu... Ai vorbit ca să nu plângi. Ce vrei, că nu mă plec până acolo, că mi-e lene. Dar nu te-am rugat să te pleci. Nu mai stii capărul, că de bea la... Aia, dar nu mă gândi la... Te gândi, nebunule. Îmi scurtez unghiile speciale să gândim. Da. Data viitoare. Dar între cei doi nu lipsea nici tachinarea plină de pupici. Nu mai face așa, sunt toate refleg. Mai spart! Omul, dacă... Ce faci, mă, tu? Deși? Nu. Vrei? Vino, bă, ce... Una, una. Vezi că să nu rămâi... Mamă, ce m-am lovit în mână! Nu mă lăsați! Nu mă lăsați! Ce ai făcut? Vezi cum te ridici. Să nu te vadă toată România. Capricile iubirii. Mie mi se pare important că ați abordat acest subiect al geloziei cu deschidere. Adică, uite, eu sunt așa, eu nu accept. E trasarea limitelor, nu, Eduard? Asta unul la mână. Este fabulos că vorbesc și eu sunt încântat când aud cuplul la început care stabilesc asta. Vreau să spun, Cristina, că e vorba nu despre încredere. Încrederea este despre a putea. Cum a zis el, știu că pot să fac. E vorba de stimă de sine, e vorba de imaginea ta. Adică sunt două lucruri total diferite. Diferite. Stima, okay, de sine e un concept mult mai complex. În principiu, e vorba despre imaginea mea când mă uit în oglindă și ce cred eu că văd alții la mine. Și acolo e de lucrat. Că e vorba de identitate, de ce știu să fac, de capacități. Dar e așa de important ce cred alții despre tine? Da, na, păi, dar nu la maniera aia. Nu vă luați efectiv mot-a-mot după conceptul gura lumii. Nu e vorba despre asta. Gândește-te că indiferent cum ar fi, reperele noastre, sistemul de măsură este raportat la niște chestiuni externe. Că tu dacă stai singură pe o insulă 6 luni de zile, n-ai la ce să te raportezi. Nu mai știi dacă... Toată lumea zice, ba nu că eu o să-mi iau trusa, ba nu o să-ți iei nicio trusă de farduri. Că după 6 luni pe o insulă pustie, nu mai ai de ce, nu te raportezi la nimic. Nu există sisteme de referință cu care tu să controlezi coordonatele astea.
Deci, bine, uitați-vă strâmb, că o să duceți-vă și așa. Nu, nu, eu doar te ascult, nu mă uit strâmb absolut deloc. Sunt tot de acord, da, da. Bun. Nu, nu, nu. Ok. Deci, stima de sine e un concept mai complex, încrederea e altceva. Cât despre gelozie, trebuie insistat și trebuie foarte bine tu să știi ce înseamnă chestiunea asta, cum vrei să fie abordată, să o negociați, da? Ea în momentul în care se ajunge la o variantă, s-a uitat altcineva sau altcineva are o atitudine față de Cristina și tu o acuzi pe ea, reacționezi, acolo deja suntem în partea ineptă a lucrurilor, da? Dacă ea provoacă evident chestia asta, pot să înțeleg. Dar atâta vreme... Adică ceva de genul s-a uitat ăla la tine. Da, eu de am ce s-a uitat multe ori asta, da. Că tu, și retorica întotdeauna este asta, că tu faci tu ceva, te uiți tu nu știu cum, aia deja e în zona patologicului. Da? Uh-huh. În rest, sunt lucruri care toate trebuie discutate. Ce voiam să vorbesc cu Cristina? De ce n-ai încredere în tine? Nu știu, așa am fost mereu. Am perioade și perioade. Da, cineva ți-a insuflat încredere în tine? Ți-a zis cineva vreodată că faci lucrurile așa cum... trebuie, nu să te laude în fiecare zi și să te pupe și să te ridice în slăbi, dar să-ți spună, măi, uite, dacă faci chestia asta, poți să ajungi la nu știu ce performanță și tu să fii atins performanța aia. Și să spună, uite, vezi dacă, nu știu, cumva, nici nu știu. Aici e vorba de încredere pe aspect fizic. Deci e stimă de sine, nu? Aole, dar ce crezi că ești urâtă sau ce? Așa, nu-mi place nimic toată.